Lidia Fecioru a dezvăluit în cadrul unei emisiuni care este leguma extraordinară care dizolvă lipoamele de grăsime din organism. Potrivit specialiștilor, ar fi vorba despre un aliment pe care îl consumăm destul de rar. Dacă te-ai confruntat vreodată cu apariția unor lipoame de grăsimi, aceste mici formațiuni pot fi eliminate în mod natural prin consumul de sfeclă roșie, spune Lidia Fecioru. Tot ce trebuie să faci este să iei o sfeclă pe care o vei spăla și o vei da pe răzătoare. Apoi iei fâșiile de sfeclă și le vei pune pe corp, pe porțiunea unde se află lipomul. Înveleși cu o fașă și lași să acționeze peste noapte. Repet acest proces de 3 sau 4 ori, iar lipoamele se vor sparge. Sfecla roșie este bogată în vitamina B, magneziu, potasiu, dar și vitamina C, cunoscută pentru întărirea imunității, mai ales în anotimpul rece. Sucul de sfeclă conține vitamine și este indicat de medici nutriționiști. Potrivit medicului Sarah Thompson, sfecla este unică datorită beneficiilor sale pentru sănătatea cardiovasculară. Datorită faptului că leguma conține o anumită combinație de compuși, sfecla roșie are capacitatea de a îmbunătăți fluxul sanguin, sănătatea arterelor, să susțină un nivel mai scăzut de homocisteină și să reducă colesterolul, relatează playtech.ro.